miercuri 9 octombrie 2019, președintele României, Klaus Iohannis, a fost prezent în județul Călăraș. În prima parte a zilei, președintele a vizitat școala gimnazială din Gălbinaș, unde lucrează experții educaționali Roma Education Fund România. În 2018, în această școală a fost demarat proiectul Competență, inovare și profesionalism în educație, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Grădinița din Gălbinaș este una dintre cele 11 clădiri renovate sau construite de Fundația Roma Education Fund România prin proiectul Ready Set Go, finanțat prin mecanismul financiar norvegian. Începând cu ora 14, Klaus Iohannis a fost prezent în municipiul Călăraș, unde s-a întâlnit cu elevii și profesorii Colegiului Național Barbu Știrbei, câștigători la Olimpiade și concursuri naționale de robotică și fizică, la sediul primăriei municipiului Călăraș. Sunt 20 de ani de când a venit Colegiul Național. În al treilea rând și nu ultimul, pentru rezultatele deosebite pe care le-au obținut de-a lungul timpului, a fost o probabilitate de aproximativ 97% la bacalaureat. De asemenea, vreau să vă spun și cu mândrie faptul că liceul s-a mantenit scolia în care liceul de desfășoară activitatea, a fost început în 1991. A fost lăsată, pot să spun așa, în conservare după 2001, iar din 2012, cu fondurile în mare, mare parte de la primărie, a reușit să o redăm, sau să o dăm circuitului de învățământ, începând cu 2016. De atunci, până acum, pot să vă spun că aproape toate laboratoarele moderne, beneficiind de fonduri europene, primăria, implicându-se direct în finanțarea acestor laboratoare și nu numai. Aveți, pe de o parte, echipa de robotică, pe de o parte, echipa de fizică. Cei doi profesori, domnul Mitescu și doamna Dumitrescu, vă vor prezenta fiecare echipă cu câteva minute scurte, cu realizările dânșilor. Vreau să vă spun că cei de la robotică au avut un coleg care anul trecut a făcut parte din echipa Europei și la concurs internațional. Da. Iar domnul profesor Vicescu, am înțeles, din discuția de văzut că a făcut parte din o echipă alături de dumneavoastră. Am avut contact cu fizica. Da? Felicitări! Ce să spuneți un pic mai multe despre ideea este inovatoare și credem noi că este de interes pentru viitorul învățământului românesc. Adică conceptul ăsta prevede ca în afară orelor tradiționale să se desfășoare ore integrate, adică așa numitele ateliere, pe anumite proiecte. Aici avem un mic exemplu de proiect, tocmai pentru faptul că anul acesta s-au împlinit 500 de ani de la moartea lui Leonardo da Vinci, pe umerii căruia stă, să zicem, o parte din știința modernă și cunoscut și pentru picturi și arhitectură. Munca elevilor a fost aceea de a studia schițele lui Leonardo da Vinci și de a pune o parte din ele în practică. Și de aceea avem creatorii de artă, aici sunt desene care reprezintă avem pe de-o parte catapulta, parașuta și podul. Fiecare dintre inventurile lui Leonardo da Vinci au fost inovatoare acelei perioade. Acesta a creat niște tehnologii pe care astăzi suntem obișnuiți. Însă în acea perioadă a fost primul care a inventat niște lucruri cu adevărat inovatoare. Acesta a creat și schițele primului robot autonom care mergea pe un sistem de scripeți. Astăzi s-a ajuns la crearea acestui robot pe care noi l-am dobândit în intermediul proiectului MAS. El este nou, este un robot umanoid. Da, da. Pe care este.
începem orele la fizică. E bine. Stai viitorul. Și el este olimpicul nostru la fizică, la faza națională. Eu sunt educată în robotics, fac parte din familia fost excelent organizată de competiție organizată de Nație din Educație. Aveam o tradiție în școală și am adus aici câteva exponate pe care vreau să le prezentăm. Iar anul trecut am făcut această echipă, așa cum a fost în primar, am avut un elev care a fost în echipa AutoVortex, care a prezentat România, Rusia și America. Și pentru că mi-a plăcut foarte mult ce fac de la Nație din Educație, am vrut să fac lucrul ăsta și pentru copii de la Nație. Excelent, bravo! Am depus tot de documentație, am fost selectați și am fost la treabă. Și acum aș vrea să mă las de la Facebook. Eu doar am arătat drumul. Sigur. În câteva de putem arăta aici două proiecte realizate de doi foști colegi de industrie, actualmente studenți la Politehnică, la Automatică, un braț robotic și un robot hexapod. Acestea au fost cumva debutul robotic și la Barbu Știrbei, pentru că mai târziu s-a format echipa de robotică, unde participă la competiția organizată de Nație de Educație First Tech Challenge, unde anul trecut am realizat acest robot pe care îl trebuie să vedem dreapta, pe noi colegul Nelson, și care am participat la Comisia Regională de la Iași, la Națională la București. Scopul este să simuleze un rover aflat pe Marte, care să colecteze minerale pe care se simuleze. Anul trecut eu am fost în liderul acestei echipe, am fost la Sfântul de Pandă, aici sunt la Sfântul de acum, iar ei m-au făcut acum anul trecut pe echipă, dacă nu știu toată. Noi am fost în al doilea an de competiție în aeroport excelent. Acest canal este tema de anul trecut, o să ne oprim puțin că facem multe gălăgie. Ce prezentăm acum este tema de anul trecut, un rover pe Marte, cum va povesti Ștefan. Noi am rămas 5 oameni din echipa inițială. Sunt eu, team leader de anul ăsta. Mai este Ana, sora mea Miruna, este Sabina și Ștefan, care a fost team leader anul trecut. Și mai avem și doi recruți cu noi, care este Carmen, este Carmen și el este Bogdan. Noi am fost foarte inspirați de proiectul ăsta și de magia care ne-a înconjurat în toată competiția. Și am zis că ar fi frumos să nu lăsăm, să ne bucurăm doar noi de lucrurile astea, să continuăm doar noi cinci care avem experiență. Și am să facem și o sesiune de recrutări pentru copii micuți, în principal boboși de liceu. Și am făcut o serie de recrutări. Au venit 15 copii și încă suntem la a doua serie de recrutări și ne vin în continuare. Așteptăm să ne vină acum piese, de-aia vă prezentăm tema veche, ca să putem să ne apucăm de lucru pentru tema de anul acesta și sperăm să ajungem chiar la mondial. Și care treaba de anul? Tema de anul ăsta se numește Skystone, este sponsorizată de cei de la Star Wars, care simulează un oraș pe o planetă îndepărtată. Și o civilizație care trebuie să se dezvolte acolo. Și roboții noștri o să trebuiască să construiască practic blocurile unde să locuiască oamenii pe planeta aceea. Excelent. Felicitări, vă doresc mult succes. Vă mulțumim. Felicitări. Ce vă doresc? Să avem discuții. Să avem discuții. Da. Președintele Klaus Iohannis a avut o întrevedere cu membrii biroului permanent județean și ai comitetului director județean al PNL Călăraș în sala de ședințe a primăriei. Finalul vizitei a fost punctat printr-o întâlnire cu susținătorii săi pe platoul din fața primăriei municipiului Călăraș. Bine ați venit și la noi, domnul președinte! Hai, ce frumos v-ați îmbrăcat! Bine v-am găsit! Domnul primar, hai! Bună ziua! Sănătate, să vă dea Dumnezeu și tot binele din lume! Bună ziua!
Eu țin și cu România și cu românii. Bună ziua! Stimate domnule președinte Klaus Werner Iohannis, stimați colegi liberali, suntem onorați că astăzi orașul nostru este gazda președintelui României și în numele meu, al comunității călărășene și al organizației PNL al județului Călăraș, vă spunem bine ați venit! Ne bucurăm că suntem astăzi în mijlocul, că sunteți astăzi în mijlocul nostru, în această perioadă de mobilizare înainte de alegeri, și aceste lucruri nu poate decât să ne onoreze și totodată să ne motiveze. Domnule președinte, aveți în față membrii biroului județean și al comitetului director al județului Călăraș. Aveți în față o armată de primari, cum ne place nouă să spunem. Sunt PNL Călăraș, are un număr de 37 de primari, din totalul celor 55. Suntem o primărie reședință de județ și un consiliu județean condusă 100% de membrii PNL. Suntem o organizație liberală puternică, motivată și dornică de victorie. Ne așteaptă o perioadă în care munca intensă și mobilizarea vor fi la ordinea zilei. Am câștigat alegerile europarlamentare, vom câștiga alegerile prezidențiale, iar anul 2020 ne va găsi victorioși în alegerile locale și parlamentare. Toți cei care suntem prezenți astăzi aici, domnule președinte, vom munci alături de fiecare liberal călărășan, pentru că la alegerile prezidențiale de anul acesta să obținem un număr cât mai mare de voturi pentru România modernă. Normal. Prezența dumneavoastră alături de noi ne obligă să avem motoarele curate la maxim, chiar din prima zi de campanie electorală. Ne dorim ca rezultatele de la Călăraș să fie mult peste 50% și să contribuim astfel ca tradiția liberalismului călărășean, începută din 2004, să continue. Liberalii călărășeni sunt pregătiți de lupta electorală al cărui câștigător veți fi dumneavoastră, domnule președinte Klaus Werner Iohannis. Vă felicităm pentru activitatea deosebită pe care o aveți în plan internațional, pentru o imagine bună a României. Pentru că prin dumneavoastră românii sunt văzuți ca oameni serioși, onești, muncitori, care respectă democrația și legile. Lupta pe care o duceți pentru o Românie modernă, normală, trebuie să continue și noi, liberalii călărășeni, vom fi partenerii dumneavoastră loiali. Mulțumesc, domnule primar. Dragii mei, dacă îmi permiteți să mă adresez așa, sunt foarte bucuros că am ajuns astăzi aici, în Călăraș. Cred că vă amintiți că nu-i prima dată când ajung aici și recunosc, am revenit cu mare plăcere și am fost foarte impresionat de primirea frumoasă pe care mi-au făcut-o oamenii locului când am ajuns. A fost un număr mare de oameni acolo care bănuiesc că au venit să ne întâmpine pe noi toți și vă rog să le transmiteți aprecierea și mulțumirile mele. Astăzi încă nu suntem în campanie.
și totuși am dorit, dacă am ajuns aici, să vin să vă văd. Încă suntem în precampanie și am fost astăzi într-o localitate din județul vostru, în Gălbinaș, unde am vizitat o școală cu rezultate foarte frumoase și mai mulți dintre voi ați fost împreună cu mine acolo. Am fost foarte impresionat ce am văzut acolo. Cum, și acum am discutat adineori cu prietenul meu, Răducu, Călărașul este un județ cu oameni deschiși, inimoși, harnici și fiindcă suntem aici în cadru liberal, pot să repet ce a spus și primarul, sunteți un județ de frunte și în PNL. Și vă felicit! Vă mulțumesc că m-ați așteptat! Acum, poate data viitoare, peste un an, doi, poate mai repede, cine știe. Vă mulțumesc! Haideți mai aproape! Și cu noi, da? Și cu noi! Haideți și cu noi! Vedeți că n-ați venit degeaba! Sănătate, nu mă rog! Mai bine! Sănătate vă doresc! La revedere! Merge! Thank you.